Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru inima ta. Să vedem ce mesaj are tarotul pentru tine. Wow! De aici o petrecere sau o întâlnire la care urmează să mergi, dar de asemenea văd că te gândești serios să ieși dintr-o situație. Te gândești serios să închizi ceva important. Poate pentru unii este vorba de o relație sau este vorba de un secret, da, pe care l-ai aflat sau pe care urmează să-l afli. În alte cazuri, văd că te pregătești aici pentru o călătorie mai îndepărtată. Poate chiar ai în preajmă prieteni, persoane apropiate care se află la distanță de tine. Văd un prieten care este foarte apropiat de sufletul tău și care te păzește, care ți este alături. Pe de altă parte, văd că ești o persoană fidelă sau rămâi fidelă unei situații, însă pe de o parte văd că ai obosit să aștepți. Da? Unii dintre voi văd că parcă v-ați găsit locul, v-ați găsit casa, v-ați găsit persoana potrivită. Văd că îți dorești foarte multă liniște, îți dorești foarte multă pace de la ceilalți, de la viață, în general vorbind. Lucrurile nu sunt foarte clare într-o relație de iubire, văd aici. Simți o distanță, simți că ceva se întâmplă. La o vreme de seară, văd o vizită pe care cineva ți-o face, însă văd aici o persoană foarte apropiată de tine care are gânduri foarte puternice, o persoană care vrea ceva de la tine. Poate vrea mai mult decât o prietenie. De asemenea, văd aici o legătură foarte stabilă și văd că cineva visează la tine în secret. Cineva nu percepe viața fără tine. Însă nu știu dacă ți-a spus până acum acest lucru. Este cineva care are de gând să fie alături de tine pe un termen lung și foarte lung. Poate pentru cei singuri, la o vreme de seară, puteți să cunoașteți o nouă persoană, puteți să cunoașteți pe cineva. Uite, văd aici o bucurie foarte mare pentru casa ta, pentru familia ta. Un bărbat important care ți intră în casă, mai văd. De asemenea, văd aici o bucurie foarte mare care apare pentru casa ta. O femeie, văd că te ajută foarte mult în ceva anume. Poate chiar la o zi sfântă sau o zi importantă. Aici văd că tu reușești să-ți clarifici ceva. Uite. Văd o persoană care face un drum sau o persoană care se pregătește să schimbe ceva, să mute ceva. Văd aici o persoană care are gânduri foarte serioase pentru tine, dar mai văd clar și o propunere pe care o primești. Fie că e vorba de muncă, fie că e vorba de ceva important pentru sufletul tău. Ok. Văd aici niște lucruri care ți se ascund în legătură cu un copil sau în legătură cu o femeie care are un copil sau, nu știu, poate să fie o femeie mai înaltă sau o femeie mai în vârstă pentru unii dintre voi. Totuși văd pe cineva care are planuri foarte mari cu tine și care este cu ochii pe tine de mult timp. Este o persoană foarte puternică.
La o vreme de seară, văd aici o conversație pe care o vei avea cu o femeie și care te va ajuta foarte, foarte mult. Văd un bărbat aici care are gânduri foarte serioase față de tine. Este o persoană fidelă, o persoană care își dorește foarte mult ceva stabil cu tine, însă poate să fie o persoană care încă mai are probleme cu o femeie sau are probleme cu mama sa sau cu cineva, da? Pentru că văd aici că se află într-un final. Vezi că un bărbat îți deschide ochii, ori îți dă un secret, ori afli tu o informație care te ajută să închizi ceva, da? Te ajută să te eliberezi, uite. Ok, da, uite, aici tu te-ai hotărât să pui stop la ceva, exact cum am intuit. Deci tu vrei să pleci de undeva, vrei să închizi ceva anume și momentan nu știi ce să faci, nu știi cum să procedezi. E cineva care, dacă e vorba de o persoană din jurul tău, să știi că, nu știu, nu te va lăsa ușor în pace. Da? Poate în sfârșit ai aflat o veste care are legătură cu un final, care are legătură cu o încheiere. E vorba de o relație care a durat de mult timp și în care nu mai erau sentimente. Sau pentru alții e vorba de a schimba locul de muncă sau de a schimba ceva. O persoană foarte cultă este o persoană care studiază sau o persoană foarte inteligentă care are foarte multă experiență pe dragoste, ori a avut multe relații, ori este o persoană foarte înțeleaptă, o persoană care a mai fost în relații serioase sau o persoană care a mai fost căsătorită, văd aici, și care are un rol foarte important pentru tine. Mai departe, să știi aici că îți vine o persoană în vizită, este o persoană mai singuratică din fire sau o persoană mai în vârstă care vine și te ajută, vine și te ajută într-o situație. De asemenea, văd un copil aici care are un rol foarte important pentru tine. Mai văd de asemenea pentru unii dintre voi un noroc pe care îl ai printr-un nou început sau printr-o persoană mai tânără. Poate să fie o femeie. Ok. Tu aștepți un răspuns aici de mult timp pentru casa ta și să știi că apare și e foarte pozitiv, e foarte benefic, e foarte bun. Poate să fie undeva în anotimpul de toamnă sau undeva, poate să fie vorba de un final a unui proiect, da? Un final important. Vreau să clarific puțin acest inel de aici despre ce e vorba. Acest angajament. Uite, ai un noroc foarte mare tu aici. Ai un noroc foarte mare prin ceva ce ține de străinătate sau de o altă țară. Printr-o persoană care vine către tine, care știe sigur ce vrea. Acest secret pe care l-ai aflat sau această informație, să știi că îți schimbă viața la 180 de grade, deci nu te mai întorci înapoi. Nu poate să-ți spună nimeni că nu e adevărat ceea ce simți tu sau ceea ce ai aflat și are legătură cu un bărbat, uite, dacă ești femeie. Deci e vorba de un bărbat aici. Și de niște minciuni, uite, de niște minciuni în legătură cu o rivală sau în legătură cu o femeie. Deci nu poate să-ți schimbe nimeni, da, ceea ce ai în cap.
o răscruce de drumuri, o alegere pe care cineva trebuie să o facă, wow. Ori tu te afli într-o situație dificilă, ori e vorba de o persoană din jurul tău care are de făcut niște alegeri care sunt extrem de dure, alegeri care presupun o încheiere, care presupun un final. Văd aici că totuși cineva va avea parte și de un mic mare scandal. Cineva nu este foarte decis cu inima sa. Vreau să văd aici ce este cu acest secret. Da? Că poate tu nu știi tot. Hai să vedem. Îți spun eu dacă e. Wow! Despre ce e vorba? E vorba despre a încheia ceva legat de niște bani. Sau ceva legat de o recoltă bună. Da? Și uite, are legătură cu... o plecare sau are legătură cu o mutare a unei persoane, cineva care este la distanță sau cineva care face niște drumuri, care spune niște vorbe din suflet, dar care trebuie să închidă aici ceva, uite, pentru că sunt niște minciuni. Niște minciuni, ceva tu nu știi tot, da? Niște lucruri nu le cunoști în totalitate și sunt ascunse. Atenție la o femeie, repet, e vorba de o rivală sau e vorba de o persoană pe care tu nu o suporți. Dacă ești bărbat, mare atenție la o femeie din jurul tău, pentru că îți ascunde multe lucruri. Este o persoană care este între două lumi, o persoană care este în contrast, adică pe cât de bună este, pe atât de rea este, pe cât de cuminte, pe atât de perversă poate fi persoana asta. Așa că mare, mare atenție. Bun, hai să vedem și zodiile implicate și avem. Vărsător, scorpion, săgetător, gemeni, pești, balanță, capricorn, leu, rac, berbec, vărsător, capricorn, am spus. Și cam atât, dar nu este neapărat nevoie să ai legătură cu aceste zodii. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like și să ne revedem cu bine la o altă citire. Și de asemenea, te invit cu drag să te abonezi, să apeși clopoțelul, să apeși butonul de like, să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.